Ion Luca Caragiale. Cronica fantastică. Suntem în anul grației 3874. Cum se poate? Mă rog, mă iartă, amabile cititor. Dă-mi voie a te ruga să nu mă întrerupi până la fine. Îmi promiți că mă vei lăsa să termin ceea ce de-abia am început? Contez pe promisiunea dumitale. Reîncep, dar. Suntem în anul grației 3874. Ne aflăm în cetatea Tâmpitopole, locuită de sinecorzi, ciudate ființe bipezi, cărora le lipsește partea stângă a toracelui, cu toate ale ei. Sinecorzii sunt un trib de chinezi. Deschid cu permisiunea dumneavoastră o mică paranteză istorică explicativă. Acum 2000 de ani, chinezii declară război Rusiei, vastă țară ce cuprindea jumătate din continentul Europei. Observați bine, narez numai faptele. Nu fac niciun comentariu. Bătaia a avut loc pe frontiera celor două țări. Chinezii triumfară și, trecând peste regimentele rusești ca peste un imens bulevard de cadavre, într-o săptămână fură în capitala inamică. În două săptămâni ajunseră în centrul Europei și în trei, după ce străbătură și bătură una după alta toate țările mari și mici, se opriră pe țărmul Atlanticului. Poate că ar fi mers și mai înainte, dacă ar mai fi avut cu cine să se mai bată. Lumea întreagă zguduită fu forțată a recunoaște realitatea acestei invaziuni și îi se închină. 2000 de ani au trecut și chinezii, cu perspectiva de domni până la judecata din urmă, domnesc asupra continentului vechi pe care l-au chinizat. Permiteți-mi acest singur novicism cu totul. Închid aici paranteza crezându-vă luminați de ajuns. Acum, grațioasă cititoare și dumneata, amabile cititor, dacă doriți a face o excursiune prin cetate, procurați-mi plăcerea de a vă încrede în mine și a mă urma. Voi fi prea fericit să vă servesc de cicerone în Tâmpitopole, care, aflați și țineți minte, este numai o sucursală a Pekingului. Pornim? Mă iertați, fiți buni a vă arma cu aceste foi de palmier. O să vă fie nedispensabil pentru a vă apăra de arșița soarelui. Acum, haidem, o singură recomandațiune am a vă face. Strâmbați puțin picioarele, în maniera chineză. Este un mijloc prezervativ contra alunecușului porțelanului smălțuit cu care sunt acoperite străzile. Așa, priviți mai întâi aici, unul din cele mai superbe edificiuri. Este pagoda idolului Qin Lao. Este locul unde se regulează afacerile privitoare la brahmani. Aici este mai mare peste toți mandarinul Ti Li, mare învățat, care odinioară a fost trimis prin institute cu însărcinarea exclusivă de a strâmba picioarele chinezilor de mici, pentru a le face să se bucure mai târziu de rachitism, calitate ce trece în mare considerațiune la chinezi. Așa e că este foarte mândră pagoda lui Qin Lao, cu arhitectura ei antică și culoarea ei galbenă. Ca să știți, culoarea chineză prin excelență este galbenul. Aruncați-vă din coace ochii. Vedeți cazarma și cancelaria mandarinului păcii, Li Qing, viceguvernatorul militar și civil al Tâmpitopolei. Aici este rezervorul ordinii și păcii, stabiliment liniștitor al spiritelor prea iuți și corigător al moravurilor. Ia uitați-vă la chinezul acela care iese din cancelaria mandarinului păcii, unde și-a petrecut noaptea din cauza că s-a aflat dormind beat de opiu pe stradă. Vedeți-l, mă rog, ce deșelat pare a fi în urma corecțiunii ce i s-a aplicat. Aici este casa justiției. Ce severă fațadă! Totul respiră nepărtinirea și oarba dreptate. Întoarceți-vă puțin privirile spre acel nenorocit chinez care sosește asudat și gâfâind, cu o hârtie în mână, și năvălește pe scara principală a casei justiției.
Îl cunoașteți, este bietul Pimpim. Nu vă uitați că e slab și lihnit. Era gras și burtos acum vreo 5 ani, când adversitatea soartei îl îmboldi să intenteze proces unui vecin care îi răpise un pui de curcă din curte. Vedeți-l, iese din casa justiției. Ce tristă figură! O să fie silit bietul chinez să bea 5 cești de ceai și 7 doze de opiu pentru a-și recăpăta buna umoare. Dacă nu vă este antipatică figura lui Pimpim și doriți să-l mai vedeți, veniți aici și mâine și în orice zi voiți, pe la orele astea. Pentru dânsul, procedura de adineauri este o sacră datorie pe care în toate diminețile o împlinește cu cea mai strictă fidelitate. Edificiul de colo, pe ușa căruia se văd încrucișate două cotoare de lemn de banan, emblemă ce reprezintă libertatea în alegeri, este așa numită de chinezi mama tuturor. Câtă gingășie în nume chiar! Sunt foarte picanți chinezii între ale lor. Priviți dincoace, pe poartă, această imagine alegorică. Plin de sudoare și de spuiat, un chinez, condamnat la un supliciu, analog cu al fetelor lui Danaus, aruncă cu o lopată colosale cătățimi enorme de aur în gura mereu deschisă a unui monstru etern flămând. Lugubră fantezie! Ați crede că această poartă este intrarea infernului, deasupra căreia geniul cel rău, așa, de gust, a pus să se zugrăvească un specimen de modul cu care cineva petrece în regatul lui. Ei bine, nici de cum. Aici am onoarea a vă spune, este casa numită Punga Publică. Mandarinul cel mai mare peste această pungă este Pungaciul, titlu dat prin simplă derivațiune etimologică. Atențiune, doamnă! Gravitate, domnule! Trecem pe dinaintea palatului lui Sic Tir, guvernatorul general al Tâmpitopolei și reprezentant al fiului soarelui de la Peking. Aș avea și aș voi să vă spun multe despre Sic Tir, dacă în jurisdicțiunea chineză nu ar fi scris că se taie limba oricui va cuteza să puie în discuție numele acestui suprem mandarin. Să ne plecăm frunțile la pământ, după obiceiul pământului, și să ne vedem de cale. Cred acum, doamnă, că sunteți ca și mine de părere, după atâta umblet și fatigă, să intrăm în acest elegant stabiliment public. Vom lua și noi ceaiul și vom fuma opiul, repauzându-ne puțin. Din fericire, acesta este tocmai locul public de predilecțiune al tuturor notabilităților chineze din Tâmpitopole. Este adevărat, nicăieri aici nu se servește ceaiul în mai bună calitate. Să intrăm. Priviți pe chinezii mei cum șed cu indolență pe tapetele lor bizar colorate. Vedeți cum, printr-o mișcare de o regularitate perfectă și egală, clătinând capul, când afirmativ, când negativ, sorbind cu deliciu ceaiul și aspirând cu încântare opiul, ei își petrec inocent timpul. O, tabel admirabil de moravuri pacifice! O, fericiți chinezi! Binecuvântate ființe bipezi! Cât este de invidiat soarta voastră! Voi nu vă frământați cu firea pentru nimic. Nu este nimic în stare să aducă un moment măcar de excepție în viața voastră calmă și neofensivă. Nici rachitismul prematur al micilor chineze, nici legenda bietului Pimpim, fidelul vizitator matinal al casei justiției, nici crâmpeiele de banan încrucișate pe ușa edificiului mamei tuturor, nici chinul sărmanului chinez care este condamnat la intrarea pungii publice să încerce a sătura pe nesăturabilul monstru, nici tăierea limbii din jurisdicția voastră. Vouă, ceaiul și opiul să vi se dea. Și încolo, pace. O, de trei ori fericiți muritori! Mă iartă, domnul meu, dacă mi-am uitat datoria de cicerone, lăsându-vă un moment, pe doamna și pe dumneata, pentru a mă adresa chinezilor mei. Vă jur că am făcut-o numai dintr-o mișcare interioară instantanee și irezistibilă
de sinceră admirațiune. Pentru astă dată, vă cred satisfăcuți îndeajuns. Sunt fatigat. Permiteți-mi să mă retrag. Vă las. Cum vi se pare, grațioși cititori, apocalipsul meu? Ce va să zică purtarea asta? Vor striga unii din dumneavoastră. Întâi ne arunci peste 2000 de ani în viitor, ne spui niște comedii extravagante, ne plimbi, ne încurci și apoi ne lași în tâmpitopole al dumitale, fără să ne spui cum să venim îndărât. Ne lași într-un loc necunoscut, bizar, straniu, rătăciți. Iubiți lectori, nu sunteți deloc rătăciți. N-aveți nevoie de conducerea mea. Luați bine seama, a fost numai o glumă fantastică. Sunteți acasă la dumneavoastră, între ai dumneavoastră, în București, în țara românească. Priviți în jurul dumneavoastră, îmi pare că citiți Ghimpele.